Ministerul Justiției a primit astăzi avizul negativ al secției CSM referitor la desemnarea Alinei Florea în funcția de procuror șef al DNA. Adina Florea are rezistență scăzută la stres și sincope în raportarea la onestitate și imparțialitate, se arată în motivarea CSM. Avizul secției pentru procurori a CSM referitor la desemnarea doamnei Adina Florea în funcția de procuror șef DNA a fost primit la Ministerul Justiției. Avizul va fi analizat în cursul zilei de luni, apoi se va decide referitor la procedura aflată în derulare, a scris Tudorel Toader pe Facebook. În motivarea trimisă la Ministerul Justiției, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce argumente deloc măgulitoare la adresa procurorului care vrea să conducă DNA. Referitor la aptitudinile manageriale necesare funcției pentru care doamna procuror candidează, secția a remarcat cu ocazia interviului o rezistență scăzută la stres, o capacitate de analiză și de sinteză redusă, precum și anumite sincope în raportarea sa la anumite valori precum onestitatea și imparțialitatea, atribute indispensabile personalității managerului. Notează secția pentru procurori în motivarea avizului negativ publicat de agerpres.ro. CSM a taxat și afirmația pe care a făcut-o Adina Florea la un moment dat în timpul interviului, cum că ea nu a fost niciodată un procuror independent. Analizând răspunsurile candidatei la interviu, secția pentru procurori reține că aceasta nu a demonstrat o conștientizare adecvată a diferenței și interdependenței dintre principiul independenței procurorului și cel al subordonării ierarhice, se mai spune în motivare. Procurorii din CSM au motivat pe 13 pagini de ce consideră că Adina Florea nu ar fi potrivită pentru conducerea DNA. Avizul CSM este însă unul consultativ, iar șeful statului poate refuza doar o dată propunerea ministrului Justiției pentru această funcție.